nu concurăm și nu ne credem mai buni sau nu fiind undeva suspuși, ne dăm cu părerea că cineva e mai bun. Când știm că totul, dar totul din jurul nostru e făcut prin noi de Univers. Noi, până la urmă, suntem doar observatori. Cât de mult n-am vrea și cât de mult n-am face. Știu că sună pesimist, dar trebuie să îmbrățișăm toate emoțiile și tot ce citeam acum. Leapădă-te de concurență, leapădă-te de nu judeca, nu concura, nu nu știu ce, nu știu ce, nu de cineva, de așa. Trebuie să iubești, să îmbrățișezi și latura asta din tine. Trebuie să-ți placă tot ce e în tine. Asta te face om. Că devenim altfel, se schimbă totul în jur și ajutăm și noi, aia e altceva. Aia, de fapt, e primordial. Dar ca să ajungem la ceva primordial, trebuie să înțelegem niște lucruri. E foarte simplu și eu cu asta, eu cu mine, eu în mine, cu asta mă lupt. Ești om și nu poți să nu te uiți la ceva și dacă nu-ți place, deja e judecat. E undeva așa. Gândul e. Și ăsta trebuie să-ți placă din tine ca să se transforme, să se schimbe mai departe. Asta înseamnă să te deschizi, să primești lumina, să intre în tine energie inteligentă și să-ți spele totul, să-ți curțe, să-ți bage mintea în cap. Te elibereze cumva, da? Frumos. De-aia pozitiv. Pozitiv, până la urmă, e să-ți placă tot. Eu înainte trebuie să alegi și să mă duc undeva și să aleg numai ce e, numai nu știu ce. Să nu poluăm planeta, să nu știu ce, să nu. Nu mai merge acum. E 4D, da? E podul între 3D și 5D. Și atunci alegi. Nu mai alegi, primești tot ce îți dă pământul ăsta minunat și universul ăsta, cu toate prostiile și toate de ce nu ai nevoie. Acum n-ai să te duci să-ți iei nu știu ce, că nici n-ai loc în casă să. Dar așa, ca să mănânci sau să folosești, te folosești de ce are deja universul. Nu mai proiectăm nu știu ce altceva. Poate în clipa următoare o să se elibereze ceva și o să ni se permită proiecții mai altele decât sunt pe pământ. Dar deocamdată trebuie făcut loc, spațiu și așa mai departe. Da. Și aia ziceam că eu îmi pot să stai și te uiți și îți place ceva, da, un spectacol sau un rol a cuiva sau ceva minunat făcut. Mă uitam acum cum făcea un sandwich. O puștoaică. Făcea un sandwich. Atât de frumos mi-a dat lacrimile. Cum să stea lacrimile la un sandwich? Artă. Deci artă era. Deci, fără deci. Cu două lăpățele din astea de bucătărie. Făcea acolo flori pe o bucățică de pâine și era un sandwich. Nici nu știu dacă te lăsa inima să muși din el. Super. Acolo trebuie, cred că a ajuns la admirație. Atunci nu e alegerea că a, trebuie să alegi și stai și a, aia e bună, aia e bună, și stai și te gândești și deja judeci.
Aia nu că să nu se polueze, aia, dacă aia e. Și ele nu se mai proiectează cum trebuie. E doar emoția. Mă gândeam, fără emoție, fără nu știu ce, e emoția care o simțim și aia mișcă, aia proiectează. E fără cuvinte, e fără sunete, e o emoție acolo care. La începuturile mele, da, când m-am trezit. Mă uitam la povestea cineva cu știința se ocupa cu de la religii la știință a sărit curios prin toate aia, deci se trezea așa de una în alta descoperind. Și spunea, când ți se adună aici în gât, se eliberează ceva și asta înseamnă să te rogi. Nu stai și, da? Te rogi pentru un om drag sau pentru pământul ăsta minunat. Nu, e o emoție acolo care. Uite acum. M-am gândit, mi-a apărut un chip de căprioară. Și asta e, asta mișcă. Asta mișcă. Sori și stele. Frumos.